Revenind în direct, îl avem alături de noi pe nimeni altul decât prietenul nostru care vine luna, Cătălin Oprișan, această legendă vie a fotbalului, această legendă vie a noastră, a oamenilor, oamenilor contemporan cu noi. Salut, Cătălin, salut, salut mâinile și bună viața asta, nu pot să mă ridic, e scaunul ăsta, n-aș dăm piciorile, că Giulia Rubea spune acolo. Salut, ciucușorule! Ce faci, mă, Cătăline, cum ești? Aia a fost la un restaurant chinezesc, da, și? Mi era o foame tropicală, că știam că vin direct în coa și am atins un pic și m-am moleșit așa o lecuță, dar intrăm acum în... Intrăm în formă. Pot, puțin, da? Păi, deci... Eu treceam pe aici prin față și am auzit, bă, care știe istoria echipei naționale, am intrat. Și imediat zice... facem concursul, stai că așteaptă băieții, păi, au venit, da, eu n-am au venit băieții de la ora 2 sunt aici, așteaptă competiția. Dar nu mi se competiția. Pare normal, iarăși am venit puțin nervos pentru că eu n-am cartea de muncă aici. De ce nu pot participa? Păi da, da, de păi ce? Păi da, da, de ce? Pentru că ești prieten cu noi. Păi ce o să punești pe prietenie și eu dacă sunt prieten cu unul dintre ei, doi? Și să știi că ăsta e campion atât de amator, nu de profesionist cum ești tu. Când l-a întrebat pe Cornel Pumnea, sunteți amator de un whisky, și el a zis, amator, poate ești tu, ești profesionist, toarnă. Bună asta! Oameni buni, o să vedeți imediat despre ce este vorba la concursul nostru, iar pentru asta e pe cei de acasă, chiar vă provocăm să vă jucați în casă cu familia, să vedeți dacă vă pricepeți, dacă știți, la o terasă, dați televizorul tare cu o bere în mână, de ce nu? Vedeți, ia să vedem care e mai bun dintre noi, care știe. Dar până eu atunci... am știi primul meci din istoria națională în României. Vedeți, poate intre întrebările alea. Da. Haideți să nu dăm din casă. Ideea e că lunea, atunci când vine Oprișan pe la noi, oameni buni, știți că comentați tot felul de nebunii care mai apar prin online. Și acum aș vrea să-ți arăt o imagine cu un profesionist, tot așa, nu un amator, un profesionist, care a băut o sticlă de whisky într-un supermarket și apoi a pus sticla goală la loc. Avem imaginile, bă, caseta, las. Regia. Yeah. A luat băiatul? A, mică. Deci, nu? Deci asta e pe camera de supraveghere. Bă, nene, uite-te aici, da, mă, sticlă de whisky. Fusese la fotbal, avea gâtul buscat. Bă, capac? Bă, deci că nu e whisky, era coniac. A luat-o din două guri. Nu, da, se, nu se pune. Nu se pune că a tras aer odată. Bă, băiatul, fii atent. Ia, dar uite ce frumos îi pune să nu se evapore. Și pune la loc după aia. Noi. Să mai duce și la raionul cu cremul și mănâncă ceva să nu-l ardă. E la noi țară asta? Da. Nu pot să-l felicit, dar oricum omul e jucător, să știi. E jucător. Omul e judecător, dar e jucător. Jucător, pe jucător, bune. Dar fii atent, el s-a dus fix la o sticlă pe care cred că o cunoștea. E un brand românesc. Da. Un coniac românesc, da. Pac, s-a dus. Păi aia îi place, omul nu riscă. Bă, da, să mă rău, adică... Dar vorba lui Ciucușor, na, dă-n două bucăți, e modestuț. Da. A simțit că se neacă la un moment dat. Coniacul ăsta nu trebuie băut și el așa un pic să-ți placă. N-avea timp că l-aștepta nevasta la reunul de mezeluri. Și a zis, lipsesc doar puțin, s-a dus. Țac, 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 a pus dopul, s-a întors și a zis, unde ai fost, mă, nenorocitule, că miroși de... Dar să uite puțin la cameră, vezi, zice, da, asta e. Da, suntem cameră, da. Noi acum, vezi, asta suntem românii răutăcioși, bă, că a băut-o, bă, corect, n-a plătit, nu-i frumos. Bă, dar nu-i la un concurs? Nu-l trimiteai? Bă, deci noi niciodată nu putem să vedem lucrurile bune. Pozitive, și ceva rău. Da. Păi ce, voi cu televizorul, ce educație faceți, mă, că avem turul pe Rapcea. Dacă era apă, lăsa, că poate era însetat sau ceva. Acum, imediat, care, ăla care are marca aia. Păi nu le imediat să-i facă, să-ți facă reclamă? Da, exact. Păi cum, agenția? Pac, imediat, vino băiatul nostru încoace. Păi de la Di Stefano n-am mai, de la Gicu Dobrin Dumnezeu să-l iete, n-am mai văzut așa ceva. Tu nu ți-am zis că mi-a povestit cineva de niște jucători de la Rapid, au urcat în mașină și au găsit niște cutii de ăsta, de-ți dă putere să te trezească? Da. Și a zis, ce e ăsta? Și ei au zis, bine, nebun, tu nu știi ce e asta? Nu, eu că până la 26 de ani l-am pus în whisky. Dar ce, uite, e bun și gol. Nu știa. A zis, în viața mea nu l-am băut așa gol. Eu îl tur tot timpul în whisky. Dar e bun și gol, a zis. Câți ani ai, bă? 20, niciodată n-am băut. Bun. Păi... Deci, oameni buni, am rugat totuși, dacă se poate, brandurile să fie mai atente și la astfel de momente. Exact. Pot să câștige, primul lucru, nu? Ce face românul? Îi blurează brandul. De ce mă lasă să vadă, să vină ăla, să spună, tată, tu ești de acum simbolul meu? Exact. Te trec pe logo. Ai văzut ușor, hop, un pic. Că tu din, ne-a spus un telespectator, e din Slatina, băiatul. E old bă, forță. Forță toată. Brav, bravo. Noi ne mândrim. Da, exact. Bun, hai să mergem mai departe. Ideea e să nu faceți așa ceva, oameni buni. Nu, pentru că există și poliție. Nu furați din magazine. Faceți competițiile acestea între prieteni. Dar ia stai așa un pic, dar tu nu te-ai dus niciodată într-un supermarket și ai băut și ai pus aia în coș și ai plătit-o? Ba da. Nu, coș, ba da, da, ți-a fost și ție setă sau ce? Dacă omul, a greșit doar că a pus-o pe raf la loc. El n-avea căruț, n-avea ce făcut. Bă, dar stați-mă un pic, sunteți răutăcioși. Dacă de fapt televiziunea minte poporul cu televizorul și de fapt omul, după aia s-a întors cu căruciorul să ia sticla. Soția lui a venit. Exact. Mi-a zis, mamă, că n-avem imagine până la final. Da, mi-a zis, mamă, lipsesc și eu. Unde poate să ducă la soția? Are încredinie. Lipsesc și eu 10 secunde, 15. Că el în 15 o rezolvă, în 10 secunde.
cât lipsești un minut, când se întoarce trotil. Hai să mergem mai departe. Mergi cu bicicleta? Te dai cu bicicleta? Nu. Păcat. Păcat pentru că în Schellenberg, iată, la Sibiu, a apărut pe strada Ion Rațiu acest marcaj pentru biciclete, care eu zic că e... Dar e normal aici, așa. Și adică, e acum normal că dai cu capul... Oprești bicicleta și te duci pe jos după aia. Pe jos nu ai loc. Dacă ești gras, cum suntem noi. Dacă ești mai subțire, mergi pe dungă. Nu e, bă, băiatul meu, l-au șters. Adică mergi pe lângă bicicletă, cumva. Bicicleta merge pe... Primarul a reacționat imediat. E normal, mă, că primarul devine. Și a zis, ștergeți prostia asta de aici. Și a șters-o. Ai zis de pe strada Ion Rațiu? Da. Că astăzi e 20 mai, primările alegeri din România, când toți românii au tăiat cozile la pisici. Pentru că a venit domnul Rațiu și a zis, dacă mă alegeți președinte, să tai, eu tai toate cozile. Da. Și umblau românii și tăiau cozile la mâțe. A zis, da, mă, că le-am tăiat. Omul, primarul, a zis, domnule, să se șteargă imediat, e inadmisibil așa ceva. Prin proiectare, acolo este un trotar cu dublă funcționalitate, dar nu se poate marca așa ceva. Va fi remediat totul în cel mai scurt timp. Pac! Iarăși, vezi, exact cu televizorul vă bate joc de oameni, asta ați înțeles. De ce nu-l chemăm pe ăla care a vopsit? Ia vino, mă, unchiule, încoace. Ăla nu e de locul 1 la orice concurs. Bă, explică-ne cum ai plecat tu cu bicicleta, dar aici ai ajuns la o bandă acolo. Deci, de ce, că, bă, să șteargă, să explică, bă, ăla cum trece pe acolo. Adică tu ce ai văzut când ai pictat banda asta? Deci adică, da, pictat ăla, vină încoa un pic. Ăștia sunt ăia care scriu SOPT. Da. Știi că pun alea, au descris S-T-O-P și începe. Știe că e S primul și P ultimul și între ele ce e? SOPT. Știi când pun șablonul. Așa și aici. Noi atât am putut să facem, domnule, că primarul să vină, să nu știu ce. Vezi că are frumos făcut și cu... Băi, Ciucă, da. Uite-te, mă, atent. Eu mă uit. Să vede că biciclistul stă pe șa și pe ghidon. Da. Pui în cape. A, îți spune bravo. Clar de la început, uitați-vă că asta v-ați adunat voi la televizor, mă, să faceți bășcălie. Dacă mergi cu bicicleta în dungă și ăla așa de sus, ca la circ, mergând așa, ai loc perfect, mă. Dacă n-ai boiler un pic ca mine, dar dacă n-ai boiler și ești așa mai... Și de fața cum se cheamă, că omul s-a remediat problema, iată, încă o pistă rezolvată. Și de unde începe, ai văzut că de acolo pleacă din bloc starturi. Da. Că nu ieși încoace. Ea începe la un moment dat brusc. Ca la Usain Bolt. Ai văzut aia bărbatul care împinge o mașină de pe capot altei mașini? E la concurs. Omul șufă se numește. Da, omul șufă. Ia uite-l tată. Dar nu știu dacă imaginele sunt din România sau nu. Tu ce zici? Pare a fi Turcia ceva la mașinile astea, așa, nu? Imaginile sunt de pe pagina de Facebook Caterinca de Constanță. Nu pare la noi. Și cred că, nu, și știi ce face? Face și bășcălie. Zice, bă, dacă te împing mai tare, calcă și bagă într-o a doua să o ia. Că fii atent și că la un moment dat nu te mai împing așa moale. Te împing mai tare, o lecuță. De fapt, ăla nu se nici la sală, îți facă picioare și a zis, mama, acum, ia uite aici, împins. Unde te-ai dus? Am pornit o mașină. Bun, hai să mergem mai departe dacă ești de acord. Toți oameni buni, sunt lucruri întâlnite în online-ul nostru, unde ne petrecem toată. Am mai văzut și pe ăla, bă, băiatule, de cu avionul. De nu-i zice ăla că ia scara. Ai văzut? Da, bă, și de unul în gură acolo, băi, la... Mamă, cum a căzut ăla. Și ăla împinge scara. Nu știu dacă avem imaginile alea. Nu, mai lăsați-le. Știi ăla, ai văzut ăla cu avionul? Nu, care? Deci intră un controlor de la aeroport. Și când iese, ei cu spatele, nu se uită, la revedere, că știa care scara aia acolo și cade între scara și tot. Nu știu, nu pe TikTok? Caută pe TikTok, că TikTok-ul este enciclopedia noastră. Wikipedia noastră scrie acolo. Da. Maggio, zi important în istoria omenirii, că pe 20 mai 1873 s-a făcut patentul pentru blugi. Astăzi s-a făcut patentul, deci astăzi s-au patentat blugi. Cine a patentat? S-a inventat. Un băiat, Levi Strauss ăla. Ăla șmecher. Ăla șmecherul și cu încă unul, cu Iacob David. Doi băieți. Care s-au gândit că materialul ăla e bun pentru cowboy. Și a zis, bă, dă-ne ceva ieftin și să țină. Ăla venise cu pantaloni ștros și ăsta, ălălaltul a bătut niște ținte pe ele, că de-aia e cu blugi. De atunci, numai că încep glumele de autobază cu umblat umblut și cu lasă-mă în pace. De ce? Păi nu știi că alea... Dar tu ai blugi acasă? Nu, n-am mai purtat dintr-o optă. Că nu s-au făcut blugi pe elastic și nu pot, că mă încurcă boilerul. Deci tu ești doar pe pantaloni? Atât, cu elastic. Ăștia sunt... Deci când ai o nuntă? Păi elastic. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui ăla care a inventat pantalonii pe elastic. Altfel eram terminat. M-a păsat pe aici. Nu puteam. Când dar mă plec... Dar sunt bluși de gravide cu elastic. Da. Uite, o să caut. Îmi pun și bretel. Dintr-a opta, ultima dată într-a opta, când am avut 92 de chile, atunci am pierdut. Deci la o nuntă când te duci, cu ce te duci? Bă, brac așa, bă, ai puțin, stau mult în picioare, că dacă mă așez, pleznesc nasturi de aici, lovesc camera 4. Jur, numai în picioare stau la nuntă. Hai să mergem mai departe, la o piatră aruncată într-un tren aflat în mers, iar femeia a fost rănită pentru că se întâmplă și altfel de tâmpenii.
posibil cineva să dea cu cap. Nu-i de râs. În timpul mersului trenului să nimerească așa și să lovească, era familia aceasta, pe femeia aia, cu ciobul. Deci unii care stăteau pe marginea șanțului, și cu copilul și cu copilul. Da. Mine i-au aruncat cu un capac de canalizare. Nu-i capac de canalizare. Păi nu, au aruncat de pe pod belgieni și l-au omorât un român. Da, da, exact. Acum nu mai e de glumă. Dar au spart geamurile și la muzeul Antifa, că n-au mai fost gratis, că n-au vrut să participe la noaptea muzeilor, da. S-au dus și au spart geamurile. Deci românii au asta cu praștia din născare. Nu-i de râs, Doamne ferește. Dar nu-i prins pe oameni, că nici nu-i prins, că între localități, nicio cameră. Dar de asta zic, bă, oameni buni, trebuie să vă gândiți un pic înainte să faceți tot felul de tâmpenii, că omorați femeia aia în tren. Dar uite cât a cataroiu, nu-i piatră. Stai seama, niște proști s-au întâlnit și au zis, hai bă, când trece trenul, sparge geamul. Au și nimerit, că noi ne chinuiam 3 zile într-un tren în mers și nu nimeream. Ai încercat și tu? Nu. Nu. Eu trăgeam cu cornete. Cu cornete n-ai. Tuberman. Într-adevăr, niciun bloc de acolo, din demolări, din militar, n-a mai putut fi construit, că erau toate tubermanele luate, dar nu s-a întâmplat nimic. Noi cu astea deci vă rugăm frumos să fiți ponderați. Nu vă, că o tâmpenie de asta, Doamne ferească Dumnezeu, nu știu ce e o viață. Haideți să-ți mai arăt mai departe anunțul de la bar. L-ai văzut? Da. Uite la aici. Deci barul este închis până luni 8 iunie, ora 7.30 sau 7.50 ce scrie acolo. A născut nevastă mea. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Foarte drăguț. Bă, omul civilizat. Adică el și chefuiește. Și mai jos acolo, i-a pus unul. Un afiș pe care scrie Costică, deschide că nu ești tatăl. Nu-l ține închis că n-are rost, te păcălești singur. Deci asta a fost pe un bar închis, da. Deci, domne, chestia asta, că să-l înțelegem până pe 8 iunie, fericit că a născut nevastă asta. Și apoi a venit băieția care erau frecvenți la bar și au zis, băi, Costică, până pe 8 iunie deschide că nu ești tatăl. Până pe 8 iunie îl ții închis pentru nimic. Că nu ești tu, incredibil. Băi, dar știi că am fost cu, la Oradea, a avut Andra tradițională acum vreo lună, o lună și ceva, și era un restaurant în Oradea, mi s-a părut foarte tare, am făcut și un TikTok cu fiul meu acolo, scria mare pe ușa restaurantului, dacă nu ești Messi și Ronaldo, nu prea ai ce căuta în training la restaurant. Băi, mi s-a părut foarte frumos. Dacă nu, și nu ți pas la ospătari, clienți mai găsim, dar ospătari mai rar. Ce nu vă mai luați de ei? Oameni, Mânele Cătălin Oprișan, prietenul nostru, un băiat depus la rană. Da.